Constanțenii și-au arătat de foarte multe ori nemulțumirile cu privire la spațiile verzi insuficiente, neîngrijite din municipiu. Necesitatea de a avea locuri amenajate, la fel ca în orașele mai dezvoltate din țară sau din străinătate, este una dintre dorințele pe care și le exprimă constant oamenii. Nu este vorba numai despre un aspect plăcut, ci și de sănătatea care vine odată cu spațiile verzi mai multe și implicit un aer mai curat. Nu cred că sunt niciodată suficiente spațiile verzi, dar astea care sunt măcar să fie întreținute și puse la punct. Spațiile verzi au o importanță capitală. Un oraș care se construiește foarte mult este un oraș plin de praf și Constanța cu vânturi și cu construcții este un oraș foarte prăfuit. Specialiștii mai explică și că pe lângă această importanță a spațiilor verzi, contează și confortul și liniștea pe care le oferă cetățenilor. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul primăriei, în municipiul Constanța ar exista peste 533 de hectare de spațiu verde amenajat, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, fiecărui constanțean i-ar reveni aproximativ 17 metri pătrați de spațiu verde. Vorbim de spații publice și private. Poate părea insuficient, însă dacă ne raportăm la legislația românească, la ce spații există în alte orașe din țară și mai ales în străinătate, nu stăm deloc bine. Legea care privește reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților spune că autoritățile centrale și locale trebuie să prevadă un minim de 20 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Și mai rău este când vine vorba de recomandările Uniunii Europene, de 26 de metri de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Oamenii, chiar și cei care nu locuiesc în Constanța, sunt de părere că orașul mai are nevoie de investiții când vine vorba de acest domeniu. Este și cazul familiei Vatră din Bacău, venită în vizită la copii. Flori ar trebui mai multe și îngrijire un pic mai multă. Întotdeauna este loc de mai bine. Ne-ar place să fie mai îngrijite. Chiar ieri treceam pe aici prin parc și am văzut niște lucrători de la spații verzi care mai mult au stat. Consider că ar fi multe lucruri de îmbunătățit. Și așa este. Dincolo de informațiile centralizate de municipalitate și care apar în registrul spațiilor verzi, care în prezent este în dezbatere publică, analiza arată cu totul și cu totul altă realitate. Institutul Național de Statistică preciza că în 2018 municipiul Constanța ar fi avut doar 150 de hectare de spațiu verde domeniul public. Este greu de crezut că în 2 ani de zile suprafața a crescut atât de mult. Multe, multe mai sunt de făcut. Că ăsta este progresul în general. Ne plimbăm de 2 ori pe zi în parcul acesta și da, e loc de mai bine. Iar, pe de altă parte, o analiză a Comisiei Europene din 2019 precizează că orașul nostru ar avea doar 5,64 metri spațiu verde pe cap de locuitor. Alba s-ar apropia de 10 metri pătrați potrivit analizei, iar orașe din străinătate sunt mult în fața noastră, aproximativ 22 de metri pătrați în München, 28,4 metri pătrați în Salzburg și chiar 41,6 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor în Stockholm, potrivit Comisiei Europene. Oricare ar fi situația exactă, specialiștii trag un semnal de alarmă. Ar trebui să ne oprim cu construcțiile în oraș și să ne gândim să punem cât mai multe spații verzi. Circulația este, îi spun eu, agravat de aglomerată în zonele centrale. Consiliul Local al Municipiului Constanța urmează să aprobe registrul spațiilor verzi al orașului. Până atunci, documentul care este în formă de draft se află în dezbatere publică. Registrul conține toate spațiile verzi care au fost inventariate de pe domeniul public și privat al municipiului, adică cele peste 533 de hectare. Constanțenii sunt invitați să consulte această formă a documentului și să transmită eventualele opinii. În altă ordine de idei, recent, Agenția Europeană de Mediu a anunțat că pregătirile în fața schimbărilor climaterice trebuie intensificate, inclusiv creșterea suprafețelor de spații verzi.